Salutare tuturor, Emil aici de la Electroprofesional. Nu am terminat instalația, asta nu e făcută de noi. Nu-mi plac deloc benzile astea metalice, la cum sunt puse, dacă se împiedică cineva de un copex, pentru că e foarte ușor să te împiedici la cum sunt amplasate, îl rupe direct și taie și conductorii din interior. Bineînțeles. Aici par a fi doze de legătură. Conductorul este MIF. Acolo iarăși doze de legătură. Casa este pe parter, are vreo 120 de metri pătrați. Aici a pus proprietarul ceva, o țeavă peste copex, cumva tăiată, ca să poată să treacă peste ele, să nu le spargă. Vă dați seama că astea se sparg într-o veselie, mai ales acum iarna. Dar uitați-vă și voi stil de lucru, uitați-vă și cum arată. Deci copexul ăsta, odată ce se sparge, conductorii sunt expuși și se pot strica oricând. Altă doză de legătură. Da, deci se pare că sunt destul de multe. Ia uite, avem una și sus acolo. Uite, a făcut și jos și sus, nu știu care e treaba. Uitați aici, minunății. Deci n-au nicio noimă, n-au niciun sens. Nu știu cum e gândită, deci atenție, casă pe parter cu 3 dormitoare, 2 băi, bucătărie, living și tot ce are o casă. Deci se pare că a lucrat cu doze de derivație, dar repet, uitați cum le-a băgat aici să le protejeze. Și-au dat seama că o să se spargă, nu s-au și spart acolo, sunt lipite cu bandă. Noi niciodată nu am pățit, deci 10 de case câte am făcut, nu am avut nici măcar o dată un cablu rupt. Noi lucrăm cu bandă textilă, nu cu din asta. Nu vreau să dau cu pietre nimeni, dar mie nu-mi place. Asta nu este în niciun caz o lucrare de calitate. Uitați, aici avem doză de legătură. În loc de un tablou multimedia sau un rack ceva, avem niște cabluri trase aici, unde bagă ei routerul aici, să-mi spună și mie, că sunt curios. Circuit electric nu e, măcar e oprit aici aproape, dar routerul va sta atârnat afară, că aici nu ai unde să-l pui. Și avem aici tablou electric. Ia uitați. Avem diferențele doar pe băi, bineînțeles. Branșamentul e trifazic, diferențiale trifazice, pauză, ăsta e pentru un circuit pe o stație de încărcare, un trifazat C16, deci lipsă diferențial, lipsă diferențial, lipsă diferențial și la ăsta, și la ăsta, și la ăsta, și la ăsta, și nici ăsta nu are. Deci, în afară de băi, nu este diferențial pe nicăieri. De protecții la fluctuații de tensiune sau la fulgeri sau alte intemperii, nici nu mai zic. Branșamentul este 4x6, da, deci e 4x6. Ar trebui să dau jos capacul să văd dacă e sistem TT sau TNC. Cert este că este conductor de împământare adus și aici în tablou și în blocul de măsură. Dar deoarece vine pe 4 conductori, doar aici pot să fac separarea penului, care pen ce crezi trece prin tetrapolară, deci și acolo ar trebui o tripolară, complicat. Ce să-i faci? Se apucă toți bucătarii să facă instalații electrice. Nu prea iese ce trebuie. Nu mă mai judecat că sunt genul care critică oameni, dar sunt de părere că dacă nu ești bun la o meserie, ar trebui să te reprofilezi. Dați-o și voi. Deci ăsta nu e prins cu nimic, nu are niciun stres.
V-am zis, astea, dacă te împiedici de ele, se rup și banda metalică o să taie conductorul. N-are ce să caute banda metalică, fie că e copex, fie că este cablu. Deci cu bandă metalică, dacă ar fi ca ultimă opțiune, singurul tip de cablu care îl poți prinde este CYKBY. Că ăla nu prea poți să-l tai cu o astfel de bandă, deoarece are și el banda lui metalică. Fiind casă pe parter, totuși, am părțit în două. Aici cred că e camera tehnică, s-au montat câteva prize. Încălzirea va fi pe gaz, deci nu are pompă de căldură. Să vedeți și voi. La stația de încărcare a pus C16 și la plită C20. De curbă nu mai zic, aia nu mai are rost. Avem aici trei diferențiale mono, dar din nou, avem multe circuite fără. Și tot fără protecție la fluctuații de tensiune. Asta e un tablou secundar. Dar ce să zic, o instalație care funcționează, dar care nu ți oferă cine știe ce protecție. Acum hai să mergem să vedem măcar împământarea dacă e bună. Sper să fie bună pentru că e făcută de către client. Revenim. Am ajuns și la blocul de măsură. Ăsta nu pare a fi conductor, ăsta pare a fi conductor de 10. Din câte văd eu. Pentru că 6 avem acolo sus. Iar ăsta e mai gros. Bineînțeles că ordinea fazelor nu e bună. Astea sunt deja detalii. E pământul cam înghețat. Nu prea putem folosi metoda cu țăruș. Dar cu un test de impedanță a buclei de defect, se pare că avem 3,89. Valoarea prizei de pământ aproximativ. Deci e cam la limită, dar una peste alta e ok. Dacă se face tratarea neutrului, ar trebui să fie ok. Dar, repet, e bine că mai are un alt capăt al conductorului de la împământare. Da, știu, vine conductor de pe țăruș direct, nu e ok, măcar i-a dat cu banda anticorozivă. Și mai vine de la celălalt capăt în tablou. Deci ceva se poate face, doar că tablourile, după cum le-ați văzut și voi, ar cam necesita un upgrade. Dar o să vedem. Acum lăsați-vă și voi părerea în secțiunea de comentarii și până una alta ne vedem la filmulețul următor.